the people I love, like I want to love. This is a mystery, and I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I can't feel my thoughts back around, and now I'm the one's hurting, yeah, and I hate that I made a mistake. Alexandra a participat la primul concurs înainte de a merge la școală, iar evenimentul i-a marcat viața pentru totdeauna. Atrasă irezistibil de muzică, ea a studiat în paralel pianul și vioara, iar la Casa de Cultură Ile Caragiale din Ploiești și-a descoperit o nouă pasiune, pentru muzica ușoară. Am participat la Tip Domini Top la 4 ani și o lună și după care ei mei m-au dat la liceu de artă, la secția vioară. Fac vioară, acum sunt clasa 12-a din clasa 1. Și muzică ușoară fac de aproximativ 2 ani. Ce înseamnă muzica, practic, pentru tine? Sincer, tot. Pentru că prin muzică, muzica este singurul mod prin care pot să-mi exprim sentimentele. Și cred că asta mă definește. Cariera artistică a fetei este însă abia la început, tânăra fiind decisă ca după absolvirea liceului să urmeze cursurile unei facultăți de teatru. Eu dau la facultate de teatru. Și vreau să continui cu cursuri de muzică ușoară la București și să vedem cum ne ajută Dumnezeu. La rândul său, profesorul de muzică de la Casa de Cultură Ile Caragiale este încântat de talentul și atitudinea Alexandrei pe scenă. Alexandra este un copil foarte talentat, a muncit foarte mult pentru cariera ei, lucrează pe mai multe planuri, aici mă refer strict la muzică. Studiază vioara de foarte mult timp, nu cântă rău nici la pian, iar cu vocea m-a surprins într-un mod foarte plăcut.